tare tror, mă numesc Eugen. Îl am lângă mine pe Adi. Iar astăzi filmăm al doilea episod dintr-o serie apreciată de voi. În această serie încercăm mâncăruri de diferite culori. Data trecută erau roz și negru, iar acum vor fi roșu și albastru. Respectiv, challenge-ul se numește mâncare roșie versus mâncare albastră. În spatele nostru avem fiecare câte 20 de foi cu câte un produs scris pe vers. Fiecare dintre noi va alege un număr, iar echipa va aduce produsul respectiv în față. Și vom începe acest challenge cu numărul 11. Iaurt. Iar eu voi alege numărul 6. Să vedem ce e aici. Chipsuri. Chipsuri roșii. Iaurt roșu. Apropo, prieteni, scrieți în comentarii ce culori vreți să fie în următorul challenge. Eu vreau să fie galben. Verde, scrieți verde. Eu sunt gata să văd ce iaurt albastru am aici. Dar stai, la tine e mai interesant, zic să încep eu. Pentru că la mine cred că e ceva clar. Da, era de așteptat. Avem chipsuri cu sare. Ambalajul doar e roșu, nu mă aștept să fie chiar chipsurile roșii. E cu paprika. Nu sunt nici cu paprika? Adică nu. Să fie de culoare roșie. Echipa... sau cu ardei, iute. Echipa Orange Blue au luat, deci, produse care au și ambalajul roșu, nu doar produsul să fie însuși roșu. Eu în locul echipei Orange Blue puneam chipsuri cu gust de ardei roșu, iute! Dacă nu sunt cu ardei iute... Aroma de sare la chipsuri e cea mai tare. Aroma mea preferată e cea de sare, dar scrieți voi în comentarii care e aroma voastră preferată de chipsuri. De sare? Aroma mea preferată este smântână cu mărar. Iar acum hai să vedem ce iaurt albastru avem. Poate fi din prune, afine. Din smurf. E din afine, clasicul. Hai să vedem dacă e de culoarea albastră. Ce e asta? Bov, un intrus. Cum poate fi? Eu credeam că e albastru. Dar arată bine. Iar acum hai să vedem dacă are un gust mai specific. E un iaurt clasic de afine. Eu dau nota 9 acestor chipsuri, deoarece sunt cele mai delicioase, serios, aroma de sare preferata mea. Dacă e să dăm note la produse, dau nota 10 pentru gust, pentru că chiar e un iaurt gustos, și nota 3 pentru culoare. Repede, cât eu genul a văzut, repede, așa, așa. Domnule Eugen, pentru această masă avem un aperitiv ceva mai diferit. Pește auriu. De ce peștele nu e pregătit? Eugen, Eugen, nu m-am mâncat, sunt eu peștele de aur. Ce naiba? Vladislav, ce mi-ai turnat în pahar? Serios, Eugen, sunt adevărat. Fii atent, dacă nu mă mănânci, îți voi îndeplini o dorință. Nu erau 3? Ei, deja 7, nemulțumiți toți sunteți. Una și ajunge. Hai spune, care e dorința ta? Doamne, am visat toată viața la un asemenea moment. Am chiar și o listă cu toate dorințele pe care să mi le pun. Oricare, doar că fără dorințe de iubire, reînviere, readucere în echipa membrilor, sănătate și influență directă a altor oameni. Dar nici nu vroiam să zic ceva de genul. Astăzi, dacă se poate. Știi și tu, am și eu familie, copii, icre de crescut, apă de cucerit. Ape de cucerit? Asta e, gata, știu! Există un super joc numit World of Warships în care tu poți fi capitanul uneia din sutele de nave de război. Mereu mă joc în el, doar că pierd de fiecare dată din cauza inamicilor foarte puternici. Și aș vrea să mă ajuți cumva să fiu și eu la fel de puternic. Eugene, dorința ta e poruncă pentru mine. Op! Nu văd nimic. Pentru că dorința ta este în primul link din descriere. Dacă descarci World of Warships de pe acest link, vei primi automat 7 zile premium, Nava Tier 4, 6 puncte de experiență pentru comandantul tău și milioane de credite. Stai un pic, pot și urmăritorii mei să folosească acest link? Da, oricine intră pe primul link din descriere și descarcă World of Warships va primi automat aceste bonusuri. Super tare! Acum... cum rămâne cu dorința mea? Vladislav, adu undița și hai la pescuit! Avem de prins mai mulți peștișori de aur! Eugen, nu! Hai să vedem care va fi următorul produs de culoare albastră! Numărul 10! Cafea? Cafea albastră? Eu nu cred că o să fie de culoare albastră, dar hai să vedem! Poate cafea de aia specială. Știi că cea mai scumpă cafea e din caca de elefant. Asta e caca de cimpanzel. Din elefant, Adi! Un fel de animal așa mic, dar nu e... Fiți atenți strategie, da? Echipa Orange Blue credea că sub numărul 13 noi ne vom gândi că e un produs ceva periculos, dar...
iaurt. La Eugen a fost iaurt, acum la mine iaurt. Este iaurt de căpșuni, asigur. Adi, de data asta o să verific eu ce am aici, pentru că sunt curios cum arată o cafea de culoare albastră. Doar ambalajul! Deocamdată avem un ambalaj de culoare verde și albastru, așa că hai să vedem, poate mai avem o șansă să facem o băutură colorată! Nu am nici linguriță, nimic! Limba! Să fric limba! O să o las pentru câteva minute să se... Ui! Și lingurița mea! Arată asta! Nu, eu aștept 2 minute să se răcească un pic, după care gustăm! Până atunci, hai să deschidem iaurtul roșu! Asta e iaurt pentru pitici, pentru furnici, pentru... Cine naiba iaurt ăsta? Ce e ăsta? Asta este iaurt pentru Adi! Așa micuț, ca să... 200 de grame. E roșu! E roz! E roșu, roz, da. E delicios, n-am ce zice. Și cafeaua mea maronie este gata acum, hai să o gustăm. E gustoasă pentru că e 3 în 1, adică are și zahăr, și frișcă, și cafea. Nota mea pentru gust este un 8 și pentru culoare este un 1. Tornu-și mie un pic de... Stai așa. Adi! Sunt curios ce gust are. Cafea cu gust de iaurt de căpușune. E bun. Hai cu următorul produs. Hai să vedem ce se află sub numărul 4. Prune! Chiar îmi era poftă de niște prune albastre. Eu voi alege de la final 20. Înghețată. Toate produsele la mine se limitează cel mai probabil în căpșuni, cereșe, ardeiute, înghețată de ardeiute în slab. Așa găsim, dar... Păi, hai să vedem. Poate fi. Cine știe? Și hai să vedem prunele. Astea sunt de culoare albastră. Asta știi ce se numește? Asta se numește traumă din copilărie. De obicei toți fac așa, când suntem să nu fie vreun viermi în interior. Eu așa făceam. Așa sunt de la magazin. Nu au viermi în interior. Ei, lasă-mă, știu eu de astea. Cât de gustoase sunt. Prunele astea te învață să nu ai încredere în nimic și nimic. Eu un lucru nu înțeleg din ce moment. Adi mănâncă de la mine. Ești intrus, ești de culoare roșie. Interiorul roșu. Tu ești intrus aici. Hai să vedem înghețata la mine, pentru că, după cum vedeți, capacul e ridicat în sus. Băi, dar arată foarte bine și gen, e roșie, roșie. E rece, am luat prea mult, dar e delicioasă. E gen, închipuiți, zmiera, zdrobită, pus cu un pic din înghețată. E delicioasă, serios. Până acum am avut doar produse extraordinare. Prunele primite vor primi nota 9 pentru gust și nota 8 pentru culoare. Înghețata mea primește un 9. E foarte bun, serios, e extrem de bună. Până acum am luat doar numere de pe mijloc. Acum o să încep de pe margine și anume o să încep cu numărul 1, care avem omletă. Iar eu voi alege numărul 8. Cred că e la ce mă gândesc eu, cu beti. Eugen, de ce tu ai furculiță și cuțit? Pentru că am omletă și nu o să o mănânc cu mâna. Ah, da, tu ai omletă, am uitat. Și tu ai cu beti. La tine sau la mine? Hai orange blue. Hai. Orange blue. Eu primul. Hai, eu chiar sunt curios ce omletă am aici. Bă, fii atent, e albastră! Doar gălbănușul e galbă. Ce-i asta? E gustos, dar vreau să încerc cum e la gust albojul, care e de culoare albastră. De ce e albastră? Eu asta am, întrebarea mea e asta, de ce e albastră? Eu totuși cred că acesta este un ou de extraterestru, din spațiu. E gustos! Hai să vedem la mine. Da. Cubetii sunt astea. Sunt foarte, foarte populare și hai să încercăm. Deci, practic, cubetii asta și înseamnă niște cuburi. La oul meu trebuie și niște bucăți de pâine. Eu o să-i dau nota 10 din 10, pentru că e extrem de bun. Pentru prima dată văd un ou albastru. Eu o să-i dau nota 6, pentru că nu e ceva wow. Ori e usătul, ori nu știu, dar nu m-a impresionat. Adi, limba mea încă nu este albastru. Eu lasă, mă uit, e deja albastru. Sper că până la finalul videoului să nu fie toată gura albastră. Eu știu ce sper ca până la finalul video să nu fie. Butonul de subscribe la cel care privește acest video să nu fie roșu până la finalul acestui video. Deci, serios, prieten, dacă tu, cel care privește acest video, la tine butonul de subscribe e roșu, apasă-l chiar acum. Trebuie să fii abonat la canal pentru a nu pierde niciun video de pe Orange Blue. Serios, doar o secundă durează. Plus că arată mult mai cool când e gri. Apropo, dacă nu aveți butonul de subscribe, aveți butonul de abonează-te. Este la fel, trebuie să fie gri, nu roșu. Iar dacă tu, cel care privește acest video, deja ești abonat la canal, să știi că ești cel mai tare, iar toată echipa te îmbrățișează. Până atunci, hai să vedem ce se află sub numărul 6.
Băutură sportivă. Iar eu voi alege numărul 14. Crnați. Băutura mea sportivă? Oh! Sportivă a aruncat-o. Sportivă am prins-o. Băutură sportivă pentru un sportiv și crnați pentru... Știi ca fotbalist, știi? Mă, nu minți. Trebuie acum să nimeresc. Fii atent, a doua oară o să meargă. Trebuie să apăs mai tare. 3, 2 și... E greu să fii fotbalist! E greu să prins în gură. Cu băutură sportivă, energie, cum se bea? Energie ceva. Sticla asta e bună să vara. Nu! În loc de pistol cu apă. Băutura va primi nota 8. Iar cârnații mei vor primi nota 9. Eu cred că totuși este ceva mai bun decât cârnații. Deci o să aleg numărul, uite așa, 19 și avem un ou de ciocolată. Ciocolată albastră? Dacă Eugen ales 19, eu voi alege 18. Paste roșii. Deci avem paste de vampir sau ceva de genul ăsta. Parcă e sfeclă roșie. Posibil să fie. Deci doar priviți cât de roșie arată. Dar sunt calde, asta e bine. Ah, conte. Doar pastele. Hai să gustăm și sucul. Are gust picant, dar și cu sfeclă roșie. Hai să vedem ce avem aici. Un ou. Un ou de culoare... Și Moș Crăciun. Și un Moș Crăciun care e albastru. În trecut doar se... era Moș Gerilă, știți? Sau da. Nu știți? În trecut era Moș Gerilă și el avea culoare albastră, apropo. Și acum în magazin este... Stai. E cumva Crăciunul? De ce am venit două cadouri? Curând de Crăciun. Apropo, prieteni, puneți un like la acest video dacă așteptați Crăciunul. Eu îl aștept pentru a primi cadouri. Ei! Hai, deschide-l tu. Eu vreau să deschid pe ăsta, fiind... Acolo. Eee, Macarena! Hai mai întâi să vedem ce cadou avem în interior. Bă, nu ies eu că e un... Pinguin! Ce tot de bun e! Acum hai să vedem jucăria care trebuie montată. Avem un pinguin care se duce la plajă. Ce e asta? Prieteni, fiți atenți cum funcționează. Îmi dai puțin în spate și... Uiii! Doar că problema cea mai mare este că ciocolata nu e de culoare albastră, dar e gustoasă. Dacă e să vorbim de note, o să primească un 8. A fost gustoasă, am primit surprize, doar că culoarea nu e corespunzătoare. Iar eu le voi da pastelor mele nota 7. Și hai să vedem ce se află. Ia data asta, vreau eu. Alege eu. Poate îmi va cădea ceva super, super bun. Numărul 9 și avem calamari. Și sub numărul 3 avem struguri. Eu nu iubesc tot ce e legat de mare. O să încep eu primul pentru că avem struguri. Ăștia mai mult sunt negri, dar totuși avem și o nuanță de albastru. Este destul de ok, destul de gustoși. Dar din păcate la mine sunt calamari. Echipa Orange Blue mi-a mai dat și așa o caracață sau calamar ce e ăsta, care stă cu o față exact eu acum. Adi, pot eu să te ajut la degustare? Pentru că mie îmi plac foarte, foarte mult! Este calamar? Ok, o să iau o gură foarte, foarte mică. Deci bun cu noua textura aia moale, știi? Îs extrem de delicioșeros. Dar totuși strugurii sunt mai gustoși. De aceea vor primi nota 7. Nota 9. Asta cred că sunt primele chestii de mare pe care eu le pot mânca. Chiar îmi plac. Eu o să aleg cel mai norocos număr și anume numărul 8. Jeleu surpriză. Iar eu voi alege numărul 11. Jeleu surpriză. Unul albastru și unul roșu. Ce coincidență e asta? Ok. Deci Eugen, ești gata? Da. Hai la 3. 1, 2, 3. Cu fasolele astea. Echipa Orange Blue ne-a explicat în felul următor. În față fiecare are câte 5 fasole. Pe rând vom lua câte una. Și astea sunt fasole de alea, nu știu dacă ți-aduce aminte, dar prin 2011, nu știu când, erau niște fasole care erau în joc. Gen, puteau să aibă gust bun sau nașpa. Ah, știu. Păi, cam asta. Hai să vedem ce începe. Să vedem cine e primul. Orange Blue, Orange Blue. Iară și eu. O să încep cu cea din mijloc. E mentolată, e bună. La mine e un pic straniu pentru că sunt două culori de jeleuri. Gen, este așa un roz și este un roșu așa mai aprins. Alege pe aia din stânga. Da, dacă tot culoarea mea e roșie, hai să fie roșie. E un fel de coacăze. Cam ceva în coacăze. E ok.
Coacă-se. Eu o să o iau pe prima din dreapta. Sunt toate identice. Net că mi-a dat apă în gură. Am voie să o scuip. Nu, ce gust are? Are un gust de ciorap murdar. Poți să aibă ciorapii murdari gust. Așa un tocmai miroase. Stai, eu am luat roșu sau am luat roșu data trecut? Roșu ai roșu, da? Hai să... Stai un pic. Nu! Nu, voi lua tot roșu, că știu că e bună. Are gust. Ce-i? Sărat. Sărat? Ai un fel de gust sărat amestecat cu un amar de asta, parcă e vomă. Zici că e ruleta rusească aici. Eu voi lua roze data asta. Ananas. Am noroc. La tine? Lămâie cu lai. Următoarea? Mi-a dat lacrimi. Ia, crătare! Asta e mentolată. Okay. Cred că e la fel și la mine, de lămâie. Am lămâie cu gustul ăla de acră, după. Hai cu ultima, uite atent, o arunc foarte, foarte tare și o prind în gură. n-am prins-o! Ia-o, trebuie să o iei. Regula celor 5 secunde. Clar, nu aș fi vrut să o mănânc eu, dar nu. Nu mai mănânc, 4 fasole, e ok. Deci ce notă dai? Nota 0, 0 cu minus. Da, a fost nașpa, mai ales aia de la mâie. Hai cu numărul 2. Să vedem ce avem aici. Afine, în sfârșit ceva gustos. Ok, iar eu voi alege 4. Supă de roșii, abia am mâncat supă. Sunt sigur că nu o să mă uimească prea mult, că sunt doar niște afine gigantice. Fiți atenți cât de mari sunt. Dar gustoase. Pentru prima dată văd așa de mășcate. Supă de roșii, dar arată oribil. Zici că a vomitat un orangutan aici. E, fii atent cum arată. Nici nu-i supă, zici că e supă crem de roșii. Acolo poți adaugi niște paste și se primește paste italiene. Cred că supa asta e pentru oamenii care iubesc sucul de roșii. Cum poți să bei suc de roșii? E ca... Uite, asta eu nu înțeleg. Eu, afinilor mele, o să le dau nota 8. Sunt acre. Sunt acre? Da, am prins un acru. Poate una stricată. Nota, nici 1 nu pot să-i dau, nici 2, nota 0, serios. Nu aș mânca nici să mor de foame. Nu aș mânca chestia. Următorul număr va fi 5. Chipsuri. Iar la mine, hai să fii tot. Ardei! Iute! No! Iute să fie! Ce ți-a făcut? Ce avem aici oare? Fii atent! Să ridic capacul și BAM! Wow! Chipsuri care nu sunt de culoare albastră! Stai! Eu vreau să știu. Avem premii! Avem, pot câștiga 300 de lei sau 10 perechi de ciorap de Crăciun! Fiți atenți, ce coincidență! Doar că al lui Adi este iute! Și cât e de mare! Poți lua și niște chipsuri dacă vrei. Adi a pierdut la această rundă pentru că am rămas singur cu chipsurile mele de culoare galbenă. Chipsurile sunt foarte gustoase, așa că vor primi nota 9. Următorul număr îl voi lua cu ochii închiși. Numărul 14 și avem o văz. Iar eu voi alege 1. Prodie. Ce la mine produsele cel mai pune rău la început și acum din ce în ce mai rău? De ce la mine produsele sunt roșii? Sunt curios ce fel de ovăz am aici. Cereale de ovăz care sunt de culoare albastră. Am auzit că culoarea asta albastră la cereale e dată de floarea liliac. Și se ia floarea, se stoarce bine și curge sucul. Deja de culoare nu albastră, cum, dar de acolo se și se adaugă în cereale. La mine e o clasică rodie pe care o vom tăia, uite așa frumos, cuțitul. Apropo, știați că în Moldova la rodie noi spunem granată? Adi, nu se taie așa, dar e fructul tău, culoarea ta. Stai, tu faci suc acolo. Asta nu e pepene verde. Fiți atenți. La fel ca... Fică acră. Bine că cerealele mele sunt dulci. Așa viața mi-e acră, asta mi-e acrită de viață. Deci, pentru prima dată, un produs va primi nota 10 pentru că e de culoare albastră.
Nu bun! Nu mânca dacă nu-ți place! Dă nota și gata! Nota 3. E acru! E prea acru! Rodea care trebuie să fie dulce, ăsta e acră! Haide, alege de data asta tu un număr! Ok, eu voi alege numărul 16. Jeleu? Jeleu și eu voi alege numărul... 12. Icre albastre? Icre albastre! E bine, ambalajul e albastru, dar icrele, hai să vedem, le deschidem. Ți-ți plac icrele? Nu-mi plac, dar ce să fac? Dar icrele sunt negre. Fii atent cât de negre sunt. Problema e că sunt prea sărate, dar sunt bune. Iar la mine sunt niște jeleuri, bețișoare jeleuri, cam așa arată bețișoarele, glicioase, acceptabile. Icrele vor primi nota 5. Jeleurile astea sunt extrem de bune, dar că nu-i ceva ieșit din comun. Eu le voi da o nota 7. Eugen, care e culoarea ta preferată? Verde! Culoarea mea preferată este galben. Dar voi, prieteni, scrieți în comentarii care este culoarea voastră preferată. Următorul număr 15. Ceai albastru. Chiar sunt curios cum o să fie. Eu voi alege 3. O mâncare. O să deschid eu primul. Avem un pahar cu apă fierbinte și un pachetel de ceai care sper să transforme această apă în culoarea albastră. Eugen în challenge-ul ăsta a avut toate nuanțele de albastru, în afară de albastru de picioul lui, serios, dar priviți, este tot de albastru, de un albastru de ăsta spălăcit. Deci acum trebuie să așteptăm 3-5 minute. Până așteptăm ceaiul lui Eugen, hai să vedem pomușoarele mele. Cam așa arată ele. Cranberries. Prima dată aud cuvântul ăsta. Getrocknet in gazukchert. Zici că-s prune uscate. Eu cred că cu cereale dimineața ar fi bune. Da, să le amesteci undeva într-o salată sau cereale. Au trecut cele 5 minute, acum hai să vedem ce zoaie avem aici. Fii atent! Verde! Curge verde! Nu, e albastru! Fii atent! De ce curge verde? Și pachetelul e albastru! Fii priză cu scaz jos! Fii atent! Sunt frunze din alea speciale din China de culoare albastră! Bergamot! Da, Bergamot, corect! Acest ceai minunat va primi nota 9! Nota pentru aceste vișine afine roșii / de pe altă planetă Germania vor primi de la mine nota... Zi-o notă! Nota 4! Nota 3! Următorul număr va fi... înghețată! Băutură, scrie! Băutură! Eu am o ciupiarcă. Iar eu? Wow! Deci, echipa Orange Blue nu a scris despre această băutură că e sportivă, dar hai să vedem. Sunt de bună. Seamănă foarte mult compotul de căpșuni făcut de mama acasă, serios. Iar eu am o înghețată mare și în interior avem înghețată albă. De ce nu e albastră? Stai gustoasă! Eu gata, îi dau nota 7. Dar acum hai să jucăm. Cine reușește 3 ori să facă, îi dă celălalt un bobărmăr. Da, hai! Una. Băi! Două! Băi! No! Ia vede! Trei din trei! Yay! S-a fost așa! Dar ce zici? Să facem așa un joc cu abonații. Să mergem prin toată țara, prin toată România, de exemplu, și ne întâlnim cu oricine, random, jucăm așa. Nu depinde de mine, dar de ei. Dacă or să scrie în comentarii și o să acumulăm multe like-uri, putem face asta. Câte like-uri crezi că vrea echipa Orange Blue pentru maximul episod? 50.000. Eu zic 80. Oricum nu o să acumuleze 80.000. Deci, 80.000 și eu dau cuvântul meu că mă înțeleg cu echipa Orange Blue. Facem un episod în care mergem printr-un oraș în România și jucăm battle flip cu cineva. La bani! Da, la bani. Cine ne câștigă, ia bani. Numărul 7, avem jeleu și... Și numărul 17, cireșe? Eu sunt curios, Adi, cum arată cireșele pe timp de toamnă. De ce ele sunt o pungă? Poate că s-a dus din altă țară. Deci, avem un fel de cireșe care cel mai probabil sunt congelate. Nu o să mănânc foarte mult, o să încerc doar una de dragul videoului. Zici că e pungă cu sânge. Eu sper că YouTube-ul o scurgă, o scurgă. O, credeam că sunt proaspete, cu codiță. Sunt bune. Da, la sigur.
Băi, deci, serios, atât de multe alimente am amestecat. Nu mai pot, mă înțeap stomacul deja, deci gustă una. Stomacul meu e acum așa, dispoziția mea e așa. Gustă una. Dar deja văd după fața. Dar gustă una. Te înțeapă foarte tare, e ok. Nu, te înțeapă. Înțeapă limba foarte tare. Nu știu de ce. La toate alimentele mă înțeapă. E foarte alt. Încearcă. Depinde încearcă. Care. Da, încearcă. 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 Carmenovanul din Germania, încearcă. Și zine cum e. Cum? Cum? Astea din Germania le plac acum. Nu, astea sunt nașpa rău de tot, arată oribil, eu nu știu, eu cred că sunt puse pentru tort, știi? Nu, pentru clătite cu vișine. Da, pentru clătite, da, sunt foarte ok. Da, așa, nu, no, mersi. Deci, acum hai să vedem ce geleu am eu aici. Uuu, fiți atenți ce culoare! Ia, fiți atenți! Ta-dam! Ia fii atent, Adi. Parcă am văzut prima dată geleu. Ah, vrei o linguriță? Nu, mersi, mănâncă tu. Îți spun ce geleu. Zici că-i slime. Stai așa. A, băi, dă-o pe jos. Am vrut să-ți dau o linguriță. Ei, mănâncă tu, eu nu vreau. E, fuge, e viu geleul ăsta. Mănâncă, dracu, odată geleul ăla. E bun. Ok, după ce-o dat jumate din geleu, jos e bun. Fii atent, fii atent, cum pleacă din... Pe TikTok este un trend. Nu, nu, nu. Nu. Dar nu trebuie să speriești. Uei. Gata, gata. Eu o să-i dau la fel nota 10 pentru culoare. Fiți atenți ce culoare frumoasă are. Eu gen, eu zic să leg. Eu ții un număr și tu mie. Hai, numărul 10. Ei, la mine a fost geleuri. Geleuri, iarăși. Iar la tine numărul 9. Squeeze. Fii atent. Fii atent, hopus. Nu, nu, nu. Uite. Gata. Nu eram dacă nu se dea în cap. Pentru că m-am întristat că biscuiții nu sunt de culoarea potrivită. Mamă, cât de bine arată. Fiți atenți. Adi, Adi, am o idee. Hai să ne schimbăm cu produse. Nu, 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 lasă, lasă-mă. Deci, fiți atenți, avem geleu. Am zis eu că geleul fuge. Pur și simplu, parcă avea picioare. Ia, încearcă, încearcă să mă iei. Nota 200 pentru geleul ăsta. E atât de delicios. Budinca asta de aici cu geleul ăsta și are niște căpșuni. Plâng de fericire că ăsta e cel mai bun produs. Nota 10 pentru produsul ăsta. Nota plus 200. Acum hai să vedem ce biscuiți avem noi aici într-o pungă albastră. La gust sunt de nota 9, dar însuși produsul va primi nota 3. Prieteni, au rămas încă două produse. Stomacurile noastre nu mai rezistă, așa că hai cu numărul 18, care avem bomboane de pom. Ce ai? Bomboane de pom? Eu sunt curios ce fel de bomboane de pom avem aici. Asta sunt bomboane pe care le pui pe pom. Da, fiți atenți. Partea bună e că echipa Orange Blue mi-a pregătit, uite, așa, un ceai roșu, frumos, de fructe, ca să mă ajute la stomacel. La ceaiul tău merg foarte, foarte bine. La ceaiul cald nu-ți putea să fie. Aceste ciocolate cu cocos. Bomboane, sunt foarte, foarte bune. Bomboane de pom cocos? Bomboane de pom. Doar că sunt cu ciocolate și în interior sunt cu cocos. Cocosul e pom? Aceste ciocolate primesc nota 10 pentru că sunt foarte gustoase. Ceaiul meu la fel este foarte, foarte gustos. Are o puternică aromă de, nu știu, un fel de pomușoare așa. Însă e rece. Ultimul număr se află în spatele meu. Până nu stai jos, tu mă și pizza. Avem, mă, pizza. Surpriză? Iar la mine la numărul 2 este, mă. Acum haideți să vedem ce surpriză avem aici. Sunt arahide! Arahide cu ciocolată! Știi de ce M&M's-urile sunt foarte populare? Pentru că în timpul celui de-al doilea război mondial, ele erau folosite pentru soldați. Gen, erau singurile din ciocolate care nu se topeau din cauza la glazura asta. Acum hai să vedem ce e la mine. Rasa asta de măr se numește botul iepurului.
Mă miram dacă în interior era roșu. Da, delicios. Surpriza va primi nota 8, pentru că spre final am vrut ceva mai sărățel. Dar eu cred că culoarea albastră e cea mai rară din pachet. La mărul meu va primi nota 8. Deoarece e final de episod, această caracatiță va deveni galbenă, pentru că sunt și eu fericit. Dar știi de ce sunt fericit? La... De ce ești fericit? Iar acum că e final de episod, voi transforma această caracatiță în galben și fericită. Dar știi de ce e fericită? Nu. Prieteni, scrieți în comentarii ce culoare să fie data viitoare pe acest perete și pe ăsta. Scrieți verde. Galben. Verde. Cu voi a fost Eugen și Adi. Ne revedem foarte curând. Am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck. Știu că sunt pe plac. Am bani în sac, sindrom de